Bună dimineața și bine v-am regăsit! Urmăriți ProPatria! În această dimineață ne aflăm la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, o instituție de învățământ superior militar, continuatoare a tradițiilor primei școli de ofițeri, înființată la 13 iunie 1847. Misiunea Academiei este de a forma viitorii ofițeri de comandă pentru forțele terestre române și pentru ceilalți beneficiari din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. La interviul săptămânii, invitat va fi rectorul Academiei, generalul de brigadă, profesor universitar, doctor inginer Ghiță Bârsan. Ziua Drapelului a fost sărbătorită miercuri 26 iunie în toate garnizoanele din țară. La București, în Piața Tricolorului, Drapelul României a fost arborat de către militarii brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul pe acordurile imnului Deșteaptă-te Române, iar în semn de omagiu și respect, militarii răniți Invictus, alături de prieteni și susținători, au purtat drapelul național la peste 2000 de metri altitudine, în munții Făgăraș, lângă lacul Călțun și pe vârful Negoiu. Iar aici, în Sibiu, comunitatea academică militară a participat în Piața Mare la ceremonia publică de înălțare a drapelului național. Cinstim așa cum se cuvine Ziua Drapelului Național. Sunt aici colegi din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, alături de militari răniți și de foarte mulți civili din întreaga țară. Împreună suntem mai puternici. Am venit astăzi pentru a sărbători Ziua Drapelului Național. Sâmbătă am participat la Crossul Bucurii Alergării cu Invictus și astăzi ne-am hotărât să participăm la o provocare un pic mai intensă, anume să urcăm până la vârful Negoiu. Atmosfera a fost foarte plăcută, vremea la început era un pic ploioasă, dar spre final soarele a ținut cu noi. Prin prima oară când fac această urcare, m-am simțit super bine. Chiar dacă am trecut în rezervă, sunt prezent în continuare la toate activitățile organizate în cadrul proiectului Invictus. Go Invictus! În fiecare drumeție pe care o facem, mereu steagul e prezent. Până la urmă suntem români, deci ar trebui să ne mândrim cu asta. Și tot de Ziua Drapelului Național, echipa de fotbal a României a primit mesaje de încurajare de la militarii români înainte de meciul cu Slovacia, disputat la Frankfurt, meci care ne-a adus tuturor bucuria calificării în faza următoare a campionatului european. Iată clipul trimis fotbaliștilor de militarii români. Succes în meciul cu Olanda! Militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, aflați în poligon de tragere antiaeriene din Polonia, susține echipa națională de fotbal a României la Euro 2024. Hai România! La mulți ani de Ziua Drapelului! Hai România! Din Republica Centrafricană, de Ziua Drapelului, suntem alături de voi! Hai România! De Ziua Drapelului suntem cu gândul la voi! Hai România! Ce așteptăm de la echipa națională? Victorie! 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 De
la bordul navei școală Mircea. Strigăm în cor! Hai, România! Brigada 30 Gardă Mihai Viteazu este alături de voi. Succes, România! Succes, România! Hai, România! Hai, România! Tabăra de vară pentru cercetași. Hai, România! Hai, România! Hai, România! Suntem alături de voi, băieți! Ne-am îndeplinit misiunea. Împreună suntem mai puternici. Victorie! 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 Urmează la ProPatria un interviu cu Ștefania Bumbuc, conferențiar universitar doctor aici în Academia Forțelor Terestre, omul anului la secțiunea Imaginea și Vizibilitatea Armatei. Omul anului este o distincție care se acordă profesioniștilor din armată care s-au evidențiat într-un anumit domeniu. A fost o onoare să primesc anul acesta premiul de omul anului la secțiunea Vizibilitate și Imagine Armatei. Înseamnă pentru mine o răsplată a efortului din ultimii ani de a reprezenta Academia în cadrul unor proiecte internaționale și în cadrul unor activități de cercetare științifică în reviste cu vizibilitate. Toate subiectele abordate sunt legate de activitatea de educare a studenților militari, de căutarea unor soluții în parteneriat cu cadrele didactice din alte universități, căutarea unor soluții la probleme comune, de a ne adecva mesajul educațional, de a ne adecva intervențiile pedagogice la caracteristicile generațiilor pe care le avem acum în față. Și această recunoaștere a efortului depus a fost implicit și o recunoaștere a meritelor Academiei, pentru că în echipă se realizează toate aceste studii, toate aceste proiecte. Doar am reprezentat Academia, dar în cadrul unor echipe de proiect sau echipe de cercetare. De 22 de ani sunt titulară, am ajuns conferențiar între timp. Este dorința de a ține cont de reacția celor din jur în momentul în care suntem educatori. Pentru că trebuie să fim buni educatori pentru studenții reali din fața noastră, nu pentru niște studenți imaginari care nu mai există. Și atunci, în funcție de reacția lor, dacă ne adaptăm cerințele, conținutul transmis, în momentul acela devenim din ce în ce mai buni. Există un specific al învățământului academic militar. Faptul că studenții sunt tot timpul prezenți este un lucru important. Ne face ca să depindă doar de noi ca ceea ce se întâmplă acolo să fie interesant și atractiv, ceea ce se întâmplă în clasă. Față de un student civil care o să se orienteze pe piața muncii, o să aleagă profesii diferite, studentul militar știe deja ce posturi va încadra, ce cerințe va avea. Prin urmare, așteaptă de la noi, de la cei care îi pregătim pentru acest moment al vieții, așteaptă adecvarea și a conținutului, și a abilităților, și a competențelor pe cerințele profesiei viitoare. Am fost studenți care sunt colegii mei în ziua de astăzi. Fost studenți în locotenenți colonei. Este gradul la care au ajuns cei din prima promoție cărora le-am predat. Unii sunt aici în Academie, alții vin pentru că studenții noștri se întorc la master în Academie și îi vedem peste ani, se întorc la cursuri de carieră și îi vedem, stăm de vorbă cu ei, ne caută. Vin cu flori câteodată la foștii profesori și este o surpriză plăcută că îi recunoaștem peste ani și ei pe noi. Vă reamintesc, ne aflăm în Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. ProPatria continuă cu cele mai importante știri din mediul militar din această săptămână. Gruparea navală pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră va deveni operațională peste doar câteva zile. Anunțul a fost făcut de ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, aflat într-o vizită de lucru la Istanbul, acolo unde marți va fi activat grupul operativ format la inițiativa Turciei, României și Bulgariei, dar deschis și altor state riverane sau partenere. Ministrul apărării a mai declarat că activarea grupării va transmite un semnal puternic cu privire la coeziunea alianței și determinarea țărilor NATO riverane la Marea Neagră de a asigura libertatea de navigație în regiune.
Din grupare va face parte și Dragorul Maritim 30, sub locotenent Alexandru Axente, al Forțelor Navale Române, care a ajuns deja în portul Istanbul. Navele militare din cele trei țări ale inițiativei vor desfășura în perioada 6-12 iulie primul exercițiu multinațional în comun, BRIZ-24, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Echipajul Dragorului Maritim Românesc este format din 74 de militari și este comandat de locotenent comandorul Ioan Moldovan. Tabăra de vară pentru cercetași, organizată de Ministerul Apărării Naționale, a ajuns în acest an la ediția a 16-a. Participanți sunt 30 de copii proveniți din medii sociale defavorizate, cu rezultate foarte bune la învățătură. Timp de 7 zile, sub îndrumarea instructorilor militari, aceștia participă la diferite activități interactive, cum ar fi ședințe de alpinism, tehnici de adaptare în natură, orientare în teren, folosind harta și busola. Tinerii cercetași deprind astfel cunoștințe de bază despre armata română și profesia militară. Ediția din acest an a taberei este găzduită de Batalionul 21 Vânător de Munte de la Predeal, cu sprijinul Clubului Sportiv al Armatei Steaua și în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu asociațiile Onor și Camarazii. Statele NATO l-au desemnat pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor șef al Alianței Nord-Atlantice. Numirea lui Rutte a devenit o formalitate după ce singurul său contracandidat pentru acest post, președintele Klaus Iohannis, a anunțat săptămâna trecută că s-a retras din cursă. Rutte va deveni cel de-al 14-lea secretar general al NATO pe 1 octombrie 2024. El îi va succede norvegianului Jens Stoltenberg, aflat în această funcție de un deceniu. În perioada 25 iunie-12 iulie, Brigada 282 blindată Unirea Principatelor desfășoară exercițiul multinațional Justice Sword 24 în Centrul Secundar de Instruire pentru Lupte Smârdan. La exercițiu participă structuri din subordinea brigăzii, precum și din Batalionul 3 Geniu Sprijin pentru Luptă, o companie de război electronic și una de UAV din Brigada de Informații Militare, echipe EOD din cadrul Diviziei 2 Infanterie, un pluton de cimic, un element de operații psihologice. Exercițiul urmărește evaluarea brigăzii 282 blindată de către o comisie NATO în vederea certificării acesteia ca brigadă de infanterie grea. Această recertificare va confirma, încă o dată, capabilitatea brigăzii de a-și îndeplini sarcinile operaționale și de a răspunde eficient în caz de necesitate. Continuă ediția specială Pro Patria, filmată la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Vă invităm acum să urmăriți interviul săptămânii cu rectorul Academiei, generalul de brigadă, profesor universitar, doctor inginer Ghiță Bârsan. Domnule general de brigadă, domnule rector, bine v-am găsit. Bine ați venit la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Suntem în aula Ștefan cel Mare și poate că nu întâmplător, pentru că la doar câteva zile, două zile de la difuzarea interviului, va fi chiar comemorat Ștefan cel Mare și Sfânt. Aveți dreptate, la 2 iulie vom comemora împreună cu toată România 520 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare și ne mândrim cu această aulă, cea mai nouă aulă din Academia Forțelor Terestre. O aulă cu 256 de locuri, modernă, care oferă toate facilitățile unei conferințe. Având în vedere că suntem în iulie, în această perioadă de examene, e mai liber, vă e mai simplu? Nu sunteți chiar în cea mai complicată perioadă din anul de învățământ? Obișnuiesc să spun că dacă trece luna iulie, am mai trecut un an. Suntem în perioada cea mai complicată, pentru că este perioada în care studenții de la masterat au susținut deja examenul de dizertație. Avem 450 de studenți la masterat. Este perioada în care o nouă promoție va pleca către unități și anul acesta vom avea peste 300 de absolvenți, din care 290 pentru Ministerul Apărării Naționale.
Este o perioadă de admitere, o admitere pentru cei din mediul civil, dar și testul de evaluare, verificare pentru colegiile militare liceale, așa cum știți, în ultimii trei ani acest test a dat la Sibiu. Sunteți, din câte am înțeles, cel mai longeviv rector din România. În 2011 luați comanda și iată câte lucruri s-au întâmplat în acești 13 ani, 14 ani. Mi-aș permite să vă întreb așa, într-un mod mai colocvial, cum ați reușit? Pentru că exemplul dumneavoastră de bună practică de aici, de la Academia Forțelor Terestre, s-a dus chiar și peste hotarele țării, iar toate academiile militare din România și universitățile, nu doar militare, iau ca exemplu ce s-a întâmplat aici la Academia Forțelor Terestre. În primul rând aș putea spune la momentul acesta că poate fi o poveste de succes și poate că este o poveste de succes. Perseverența, continuitatea, încrederea în propriile proiecte, susținerea de care am avut parte, pentru că nu am făcut-o singuri. În afară de echipa care, sau echipele care au fost aici la Sibiu, a fost alături de noi Statul Major al Forțelor Terestre, dar mai ales Statul Major al Apărării, care permanent a încercat să schimbe ceva. Iar acel ceva care l-a schimbat a fost ca produsul dintr-o academie militară, nu neapărat de la Sibiu, să fie cât mai aproape de ceea ce își doreau. Și cred că în acest moment, prin ceea ce s-a întâmplat, prin trecerea la 4 ani de studii, prin baza didactică, bazele de instruire, taberele care le avem și aici la Sibiu, dar și în celelalte academii, cred că suntem performanți. Există mai multe teorii venite dinspre oameni diferiți, dinspre zone diferite. Una dintre aceste teorii spune că armata, sau în fine, armata nu ar fi avut nevoie neapărat de intelectual de marcă, ci de militari. Există și contestatarea formei actuale de învățământ modernizată în anul 2024 în Armata României, în care unii strâmbă din nas, sunt doar manageri, nu sunt și militari cum eram noi pe vremuri. Poate că au și dreptate, pentru că încercările și transformările care au avut loc după 1990 nu au fost toate reușite, pentru că dacă la început am luat programele de studii dintr-un raft de undeva, managementul organizației, era clar că produsul s-a apropiat de management, nu s-a apropiat de lider militar. De asta spuneam mai devreme că această concepție de transformare, 4 ani de studii în Academia Forțelor Terestre, responsabilitate totală în ceea ce privește pregătirea ca luptător, ca specialist militar, ca lider militar, educator sau cetățean în slujba națiunii, revine unei singure instituții. O instituție care s-a dezvoltat bine, pe o parte, noi spunem academică, dar lucrurile nu mai stau așa, pentru că aceste programe de studii sunt unice în România. Dacă vrei să ajungi ofițer de comunicație și informatică, doar prin programul de inginerie și management în comunicații militare de la Sibiu poți să ajungi. Sau dacă vrei să ajungi ofițer de infanterie, doar prin programul leadership militar, tot de la Sibiu. Celelalte academii sunt complementare, pentru că fiecare au misiunea lor. Revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră, putem discuta multe despre calitatea produsului sau calitatea actului educațional de la Sibiu. Dar noi trebuie să ne raportăm la cei pe care îi instruim. Cine sunt ei? Ce generații sunt? Ce așteptări au? Cum se manifestă generațiile? Pentru că nu putem să ne comparăm cum eram noi. Eram mult mai responsabili, asta cu siguranță. Dar ei sunt mult mai dinamici. Noi puneam accent pe altceva, pe o siguranță a locului de muncă sau pentru o familie, pe când ei nu. Ei își doresc altceva. Își doresc să aibă acum, să fie angrenați în diverse proiecte, își pierd răbdarea de cele mai multe ori. De asta zic că cele mai bune studii pe care le-am avut la dispoziție au venit din partea aceasta, este europeană, studii care arată că generațiile de tineri doresc altceva și noi trebuie să ne adaptăm. Va fi ca o dispută între o generație veche și o generație nouă, dar trebuie să luați în calcul că între mine și generația actuală mai sunt vreo 2-3 generații care au alte idealuri. Cu cât ne apropiem de ei și înțelegem ce își doresc ei, cu atât vom obține și noi ceea ce ne-am propus să facem, un militar, un lider militar. Pentru că ați făcut această paralelă între generația de acum și generația dumneavoastră și cele 2 sau 3 câte sunt la mijloc, ați absolvit Academia Tehnică Militară în 1989, specialist în aviație. Inginer avioane și motoare de aviație.
Și asta cumva, și nu doar cumva, v-a dat un avantaj pentru ceea ce ați făcut mai târziu, pentru că condițiile pe care le-ați creat aici au arătat că ați fost foarte aplecat către nevoia studenților, copiilor, oamenilor, pentru că armata nu arăta așa în 89. Da, nu arăta așa. Eu aș începe un pic mai devreme. În anul 1979 am intrat în liceu militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Moldovenesc. Un liceu, așa cum știe toată lumea, fără garduri. Dar acea idee de fără garduri, care a rămas în continuare, era fără limite pentru noi. Eram tineri care visam, doream să studiem, doream să învățăm, practicam sportul. Acest lucru m-a determinat pe mine personal să aplic pentru Academia Tehnică Militară, unde am și terminat specializarea avioane și motoare de aviație. Am luat prima repartiție în anul Revoluției la Sibiu și m-am întors în zona educațională, la Academia Tehnică Militară, o instituție de învățământ care și-a pus amprenta asupra devenirii mele. Prin procesele educaționale, le aveau la momentul ăla și le au și acum, cu Universitatea Politehnică din București, dar nu numai, cu mediul economico-militar, pentru că, dacă vă amintiți, atunci erau și inginerii militari prin Industria Națională de Apărare. Am avut un avantaj, că am provenit din acel mediu. Revenirea mea în Sibiu și la Academia Forțelor Terestre, revenirea mea dintr-o zonă educațională, în care eram deja cunoscut, pentru că rezultatele obținute în Academia Tehnică Militară au fost apreciate și la acel moment, mi-au creat un avantaj competitiv, să spunem, pentru că dacă în 2011 am fost numit comandant, în 2012, în 2016, în 2020 au fost alegeri și colegii mei m-au ales ca liderul lor să reprezint și pe domeniul educațional, dar și pentru mediul militar. Ei, toate aceste lucruri și proiectele pe care le-am explicat cu comunitatea academică din Sibiu ne-au făcut ca să ajungem într-un moment în care eu apreciez că avem o instituție modernă, capabilă să anticipeze transformările și mai ales să aibă reacție. Și această reacție trebuie să vedem pe multiple planuri. În primul rând, dacă vă uitați la Corpul Instructorilor Militari, el permanent s-a adaptat, s-a transformat, pentru că acum suntem responsabili și ai cursului de bază și n-ar trebui să facem mari filozofii acolo, pentru că ei sunt aici, sunt bine pregătiți. Mergem în zona educațională, unde suntem Universitate de Educație și Cercetare Științifică, cu 3 evaluări consecutive cu grad de încredere ridicat, toate programele cu calificativ maxim, apreciați prin baza logistică și didactică pe care o avem și o punem la dispoziția studenților. Mergem în zona studenților, unde credem noi că am avut un program complex. În primul rând, am vrut să creăm o platformă comunitară de apartenența lor la Sibiu. În al doilea rând, am vrut să creăm, prin cadrul acestei platforme, să le responsabilizăm și să înțeleagă că ei vor fi vectorii, viitorii instructori, viitorii lideri militari, care și ei, la rândul lor, va trebui să transforme sau să facă ceva. Acel ceva pe care și-l dorește beneficiarul pentru început, dar ulterior, să aibă metode, să aibă tehnici, teorii pe care să le poată aplica. Și au văzut lucruri frumoase la Sibiu. Și de aici și transformările care au avut loc și în alte academii. Mergem și de la drepturile studenților, da? Primesc laptop la intrarea în Academia Forțelor Terestre. La finalizarea celor 3 ani de studii sau 4 ani de studii, merg cu acel laptop la unitate, rămân în posesia lor. Au avut echipament sportiv personalizat. Beneficiază de programe internaționale și aș putea să spun că anul universitar 2023-2024, un an universitar de excepție, este primul an în care mobilitățile de studenți incoming, cei care au venit în academie, au depășit mobilitățile de studenți outcoming, cei care au plecat. Am avut 289 de studenți care au avut un modul internațional și 364 care au venit în Academia Forțelor Terestre. Și sunt câteva instituții din Europa care își doresc să trimită studenții la Sibiu, pentru că știu despre calitatea actului educațional aici. Și așa cum spuneam, nu mai există acea poveste academic, militar și fizic. Există o singură poveste, de a deveni lider și specialist militar în arma pe care și-o aleg la începutul celor 4 ani de studii. Am fost foarte impresionat acum, cred că vreun an, în acest cluster pe care l-ați denumit dumneavoastră acum, are loc și partea emoțională, partea culturală. Ați făcut foarte multe pentru studenți la acest capitol. Am văzut un festival de poezie Nichita Stănescu, unde instructorii, profesorii
i-au încurajat pe studenții militari din Academia Forțelor Terestre, dar și pe alți studenți din Sibiu, să își deschidă sufletul, să își prezinte poeziile pe care ei le-au... Și din nou, acolo ar fi putut să vină un contestatar, să spună prea multă sensibilitate. Da. Revenim la cine sunt ei, cei pe care îi instruim. Da. Și atunci, dacă răspundem corect la această întrebare și vedem care sunt așteptările lor, atunci și noi va trebui să avem propriile instrumente pentru a-i transforma în ceea ce ne dorim, în lideri militari. Ei vin din colegii militare liceale. Sunt tineri, sunt adolescenți care au visat sau care au vocațional, știu să cânte sau știu să danseze sau scriu, sunt foarte mulți care scriu poezii. Această latură este specifică umanității, nu neapărat doar civililor și militarilor. Da, apartenența noastră la platforma sibiană, cum am spus-o de la început, s-a manifestat și prin activitățile culturale. Festivalul Internațional de Teatru, care se desfășoară în această săptămână, este la 31-a ediție. Conferința studenților din Academia Forțelor Terestre sau cadrelor este la 30-a ediție. Există un paralelism între ceea ce se întâmplă. Deschiderea internațională. Săptămâna internațională este proiectată și pentru studenți și pentru cadrele militare atunci când în comunitatea din Sibiu se întâmplă ceva, pentru că este un oraș multicultural. Acest oraș nu se poate mișca decât prin universități. Universitatea Lucian Blaga, Academia Forțelor Terestre pentru Sibiu. Noi avem aici un parteneriat strategic, nicio activitate nu se desfășoară fără noi, fără aceste instituții, pentru că universitățile sunt motoare de dezvoltare ale regiunilor. Iar Academia Forțelor Terestre, vocațional fiind și singura universitate militară care formează ofițeri de comandă pentru toate armele, specialitățile militare, trecem dincolo de zona regională, suntem într-o zonă națională, dar și internațională prin prezența absolvenților noștri în teatre de operații sau la posturi, pentru că acum avem foarte multe organisme militare internaționale la care România participă. Iar marea majoritate, sau toți aș putea să spun, sunt fabricați în Sibiu, pentru că cei de forțe terestre sunt aici la Sibiu. Da, spuneați despre Festivalul Internațional de Teatru sau despre Festivalul de Poezie. N-a fost numai Nichita Stănescu, a fost și Lucian Blaga, a fost Nicolae Labiș. Au fost foarte multe personalități ale literaturii române care au fost evocate de către studenți, noi fiind un shadow, în umbra lor. Am fost în Festivalul Internațional de Teatru cu trupa Camarazilor, Band of Brothers and Sisters, foarte bine primiți și apreciați de către publicul sibian și nu numai sibian, pentru că citeam că în prima zi de Festival Internațional de Teatru au fost 100.000 de vizitatori ai Sibiului. Ei sunt ambasadorii noștri, studenții, și dacă revin la ceea ce am gândit noi la început, dacă nu există un parteneriat solid între cei pe care instruim și cei care instruim, nu vom reuși. Presa din Sibiu are titluri elogioase atunci când descrie Academia Forțelor Terestre și ceea ce ați făcut dumneavoastră aici. Sunteți cetățean de onoare al Sibiului și se spune acolo că un mare merit al dumneavoastră este că ați dezghețat, nu știu cum a fost termenul, ați scos această sintagmă de cazarmă și ați introdus-o ușor-ușor în comunitatea sibiană. Și cu studenți, și cu profesori, și cu comandanții. Împreună cu echipa mea de comandă din anul 2011 am spus că e bine să deschidem porțile, pentru că nu este suficientă o autodezvoltare în interiorul cetății, între unități militare, ci fără a deschide porțile și a vedea cum fac alții, să ne reperăm universitățile între noi. Suntem într-o oarecare competiție, dar această competiție este pentru un produs final care să schimbe societatea. Adică este misiunea pe care o primește o universitate pentru a educa și a transforma societatea în viitor. Acest lucru a făcut ca să fim remarcați. Suntem și lideri de garnizoană. Toate activitățile din garnizoana Sibiu se desfășoară prin Academia Forțelor Terestre. Au fost și situații grele în Sibiu în care am avut inundații, au fost probleme cu ninsorile. Primii care au sărit au fost studenții. Au fost chiar și incendii în pădure. Ne-am dus cu studenți, mi-amintesc că erau studenți în anul întâi după numai o săptămână și au dorit ei să meargă. Am zis, vrem să mergem. Sunt multe proiecte comunitare, există o agendă culturală la care și noi aplicăm. La unele primim finanțare, la unele nu ne dorim finanțare, pentru că și această componentă de
voluntariat trebuie și are rolul în educația unui lider militar. Și acest lucru s-a făcut prin ceea ce înseamnă Sibiu pentru noi și locul nostru în cetate, pentru că suntem de 104 ani la Sibiu. Anul viitor vor fi 105 ani de când s-a înființat a doua școală de ofițeri, în 1932, rămânând singura școală de ofițeri din România, preluând tradițiile școlii militare de ofițeri din București, 177 de ani de învățământ militar. Vă dați seama că acumulările nu sunt ale mele sau ale noastre, sunt cele care vin din trecut și dintr-o evoluție a societății. Domnule general, domnule rector, vă mulțumesc foarte mult pentru interviul săptămânii de la ProPatria și să sperăm că au văzut foarte mulți oameni interviul și că vor veni și mai mulți la porțile Academiei. Mulțumesc că ați venit să ne vizitați. Eu îndemn pe tineri să vină la Academia Forțelor Terestre sau la Universitatea Militară din România, dar înainte de a face acest pas, să vadă care este viziunea acelei școli sau acelei universități. Să vadă dacă acesta este viitorul lor, pentru că sunt și câteva abandonuri, da? Dar acestea și datorită faptului că nu s-au informat suficient înainte de a veni în mediul militar. Iar aici, când vor veni, cu siguranță vor deveni buni specialiști. Vă mulțumesc mult! Onoarea să vă salut! Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a efectuat în perioada 25-27 iunie o vizită oficială în Republica Moldova la invitația omologului său de la Chișinău, generalul de brigadă Eduard Ohladciuc. Programul oficial a inclus întrevederi cu ministrul apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatăi, secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Stanislav Secrieru, respectiv cu președintele Comisiei de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, Lilian Carp, și cu membrii ai acestei comisii parlamentare. Vizita a avut ca scop aprofundarea cooperării dintre forțele armate ale celor două state prin promovarea componentei militare a parteneriatului strategic și intensificarea relației militare de sprijin pentru participarea în comun la misiuni și operații sub egida ONU, OSCE, NATO sau UE. A fost evaluată situația de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre, cu accente pe evoluția războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, pe sporirea prezenței militarilor moldoveni la programele de instruire din România și pe acțiunile de creștere a vizibilității forțelor armate ale Republicii Moldova în cadrul activităților organizate de NATO și UE. În ultimele decenii, forțele armate ale celor două țări au avut o colaborare specială privind instruirea în comun, iar în marja vizitei, membrii Delegației Armatei României și responsabili din Marele Stat Major al Armatei Naționale din Moldova au planificat o serie de acțiuni suplimentare în vederea dezvoltării capabilității de comandă-control și a capacității defensive a Armatei Republicii Moldova. Miercuri, 26 iunie, delegațiile reunite au participat la ceremonia de comemorare a ostașilor înhumați în parcela de onoare românească din localitatea Sociteni, unde generalii Vlad Gheorghiță și Eduard Ohladciuc au depus coroane de flori la troița ridicată în locul în care odihnesc 20 de militari români din regimentul 25 Infanterie, căzuți la datorie în luptele din cel de-al doilea război mondial. Joi, 27 iunie, șeful statului major al apărării a fost prezent la ziua distinșilor vizitatori a exercițiului Scutul Păcii 2024, organizată în baza militară de instruire din zona localității Bulboaca. La exercițiu au luat parte 700 de militari din Republica Moldova, România și alte 19 state partenere. Scutul Păcii 2024, la care țara noastră a fost reprezentată de militari din Brigada 81 Mecanizată, face parte din programul de evaluare a conceptului de capacitate operațională a forțelor armate din Republica Moldova. ProPatria, ediția specială de la Sibiu, continuă. Dăm legătura din nou în Aula Ștefan cel Mare din Academia Forțelor Terestre. Veți cunoaște doi studenți din primul și din ultimul an de învățământ, sergent Vlad Adrian Pop și student sergent major Anca Gavrilaș. Anca, Vlad, bine ați venit la ProPatria. Bine v-am găsit. Cum se vede un început de drum în Academia Forțelor Terestre, dar iată și un sfârșit de drum, pentru că sunteți anul 1 și anul 4. În primul rând, armata nu este un mediu deloc ușor, pentru că
ea nu poate fi privită ca un job, ea poate fi privită doar ca o vocație. Dacă nu pune în suflet și noi suntem atașați de organizația militară, nu avem nici o șansă să avem un trai cât de cât ușor pe parcursul viitoarei noastre cariere și în procesul prin care ne pregătim pentru aceasta. Un concept foarte interesant, atașamentul față de instituția militară. Într-adevăr, atașamentul s-a realizat inevitabil pe parcursul celor 4 ani, atât față de colegi, cât și față de superiorii noștri, cât și față de profesori, pentru că, în definitiv, suntem o instituție de învățământ militar. Dar, într-adevăr, exact cum a spus colegul meu, este mai mult o meserie vocațională decât un job. În momentul în care îți dorești, ca fiind parte din societate, să aduci un aport societății prin munca pe care o depui, asta înseamnă să-ți dorești să fii un militar. Când a descoperit fiecare dintre voi că e vorba despre vocație și nu despre job? La mine pasiunea pentru cariera militară a fost născută. De mic copil priveam cu fascinație paradele militare și eram efectiv îndrăgostit de orice obiect care avea legătură cu armata, uniforme, arme, tot ce avea legătură. Dar scânteia care a prins această alegere a fost povestea străbunicului meu, despre care am scris o carte, veteran al celui de-al doilea război mondial, care prin faptele lui de arme m-a motivat să continui această tradiție în familie. El a fost singurul militar din familia mea și pentru el am făcut această alegere și pentru el îmi doresc să ajung cât mai sus. Când ai realizat că este vorba și că așa trebuie să fie o vocație și nu un job? Eu sunt absolvent al unei școli de maiști militari și subofițeri, iar în cei 3 ani am realizat în fiecare zi că toate activitățile pe care le realizăm în sistemul militar sunt mai mult legate de om decât de obiectele fizice în sine. Armata este despre oameni, nu este despre lucruri. Iar dacă ne place să lucrăm cu oamenii, vom avea succes în cariera militară. Dintotdeauna am fost pasionat de așa ceva, iar pe parcursul acestor ani am descoperit că în fiecare zi mă pot dezvolta. Anca, pasiune, job, vocație. Mai mult decât orice, consider că un militar trebuie să fie atașat de colegi și de persoanele alături de care se dezvoltă. Iar momentul în care am realizat faptul că meseria de militar este mai mult o vocație decât un job, a fost momentul în care, în pofida tuturor greutăților, a dificultăților sau a zilelor bune sau mai puțin bune pe care le-am avut aici, în comunitatea noastră mică, mi-am dat seama că mereu îmi doresc să lupt și mereu îmi doresc să continui să merg mai departe, alături de cei lângă care mă dezvolt și lângă care învăț să devin om, învăț să devin un militar adevărat, un ofițer veritabil și un bun profesionist. Povesteai despre niște neajunsuri, despre niște greutăți care au avut loc în această comunitate mică. Care a fost cea mai grea încercare? Greutățile, în mare parte, au fost provenite din poate copilăriile dintre noi sau poate discuții contradictorii. Iar în momentul în care efortul cumulat cu stresul de pe partea academică, în momentul în care ele se cumulează, reușesc să ne copleșească într-un fel în care nu ne dăm tot timpul seama. Dar împreună am trecut peste ele, nu consider că a fost vreo încercare căreia să nu fi putut să-i facem față și au fost mici neplăceri sau mici discuții care cu timpul s-au calmat și s-a trecut peste ele și am ajuns în final ca toți să ne dorim să creștem împreună și să colaborăm. Vlad, sunt integrate fetele în sistemul militar și aici vin și cu un insight. Se aude că sunt mai bune la învățătură, sunt mai serioase așa. Acum femeia a devenit o normalitate în sistemul militar. Înainte, sistemul militar era un sistem al bărbaților, un sistem foarte bine închegat în care orice schimbare apărea foarte greu. Dar odată cu primele promoții de militari femei, lucrurile s-au schimbat și în momentul de față pot spune că da, se integrează foarte bine și pun umărul la fel ca și noi la activitățile pe care le desfășurăm. Ce părere ai, Anca? Simți că au mai rămas, că sunt reminiscențe ale sistemului acela exclusivist în care armata era doar o lume a bărbaților?
Gândindu-mă la acest aspect, pentru că este un oarecum un subiect care tot mai des ne dă târcoale, întrebarea dacă femeile își au sau nu locul în armată, dacă sunt sau nu acceptate. Eu pot să spun că 4 ani în această instituție de învățământ niciodată nu am simțit ca având mai puține drepturi sau mai puține obligații decât un băiat. Am fost tratați în egală măsură, la fel de bine, ne-au fost oferite aceleași condiții, la fel de bune. Aici nu creăm femei sau bărbați, ci creăm profesioniști, iar distribuirea și managerierea corectă a resursei umane poate să ducă armata la agilitatea de care are nevoie, la adaptabilitatea necesară și fiecare având rolul lui în organizația militară, putem să ne îndeplinim scopurile, fie că suntem femei sau bărbați. De unde ești? Din Bistrița. Și primul loc de muncă ar fi la? Cel mai probabil la București. La București? Îmi doresc să urmez o carieră în cercetare pentru a reuși să mă dezvolt personal și profesional cât mai mult. Vlad, e departe momentul absolvirii, dar totuși ce îți dorești peste 3 ani? Nu? Sau peste... 3 ani. Peste 3 ani, că acum exact. Suntem la finalul... Exact. Eu sunt fost subofițer de comunicații, tehnologie informațiilor și apărare cibernetică și, surprinzător, am ales să mă pregătesc în a deveni ofițer de infanterie, deoarece oferă adrenalină și oferă niște senzații pe care nu le regăsim la alte specialități militare. Îmi doresc să mă întorc acasă la Bistrița și să devin parte a colectivului Batalionului 812 Infanterie Bistrița, iar peste ani, unul dintre lucrurile pe care mi le-am dorit de mic, vreau să devin general. Vă mulțumesc mult și vă doresc succes fiecăruia în etapa în care este. Mulțumim mult și să ne vedem cu bine. Și noi vă mulțumim. Și noi. La Propatria urmează meteo militar. Aflăm dacă starea vremii va influența săptămâna viitoare misiunile planificate. Iulia Plian, meteorolog aeronautic în comandamentul componentei aeriene, este alături de noi prin telefon. Bună dimineața din Sibiu! Cum va fi vremea săptămâna viitoare? Bună dimineața! Valul de aer cald, fierbinte, va persista în majoritatea regiunilor. Însă acest început de săptămână se va menține canicular doar în regiunile extracarpatice, în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și sudul Moldovei. Aici maximele termice vor depăși 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va atinge depășind local 80 de unități. Valurile de căldură din această perioadă sunt greu de suportat, deoarece umiditatea ridicată amplifică condițiile de disconfort termic. Pe sfârșit de săptămână, temperaturile maxime se vor domoli ușor în vestul, centrul și nordul țării. Chiar dacă luni sunt posibile averse și descărcări electrice în vestul și nordul țării, instabilitatea va fi ceva mai prezentă pe arii mai extinse spre mijlocul săptămânii. Regiunile vizate sunt în special cele montane și submontane, dar și cele vestice, nordice, centrale, iar în zonele extracarpatice instabilitatea se va manifesta într-o manieră mai restrânsă. Furtunile de vară vor avea pe alocuri căzeri de grindină și vijelii, care implică intensificări puternice de vânt. Valori maxime constante de peste 35-36 de grade Celsius îi așteaptă și pe militarii din forțele terestre care au planificate activități de instrucție în poligonul din Smârdan. Asta înseamnă canicula și un disconfort termic semnificativ. Temperaturi ridicate se vor înregistra și în poligonul din Capul Midia. Canicula nu este un semn bun nici pentru personalul din forțele aeriene implicat în activități de zbor și nici pentru aeronave, deoarece temperaturile ridicate reduc densitatea aerului, fapt ce poate afecta performanța unei aeronave. În zona litorală și deasupra Mării Negre, vremea se va menține frumoasă, cerul va fi mai mult senin și nu sunt prognozate fenomene semnificative. Atât despre vreme, vă doresc tuturor o vreme bună! Propatria a ajuns la final. Vă reamintesc că această ediție a fost filmată la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Ne găsiți și pe Facebook. Căutați Propatria MAPN. Ziarul Observatorul Militar poate fi citit pe site-ul presamil.ro, iar în fiecare sâmbătă dimineața, de la ora 9 și 5 minute, emisiunea Jurnal Militar este difuzată pe Radio România Actualități. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu televiziunea română. La revedere!